Plenul Senatului a adoptat în această săptămână cu majoritate de voturi în calitate de primă cameră sesizată modificarea ordonanței privind ordonanța corporativă, exceptând de la obligația de a avea management selectat pe criterii de competență o serie de companii de stat, între care Complexul Energetic Oltenia. Senatorul Florin Cârciumaru a comentat această situație și vede modificarea de bun augur. Eu consider că da, și cred că s-a rezolvat o nedreptate făcută, în sensul că de la apariția ordonanței nouă și până în momentul de față, foarte multe societăți cu capital de stat au ieșit practic de sub incidența ordonanței nouă. Și de ce să rămână doar CEO și alte câteva societăți? Ultimul cuvânt îl va avea de spus Camera Deputaților, care este for decizional.